Neața, dar m-am gândit pentru azi să fac un daily vlog și să vă arăt cam cum mă pregătesc eu pentru o zi de muncă. Singura chestie pe care nu o fac atunci când mă duc la muncă este să mă machiez și să mă las părul desfăcut. În rest, cam tot ce ați văzut, asta fac în fiecare dimineață. Nu o să filmez la muncă pentru că nu am voie, însă o să filmez un pic drumul până acolo și poate o să reușesc să fac niște poze, dar nu promit nimic. O să vorbim înainte și după muncă. Dacă ați văzut videoclipul cu cum este să lucrezi în Anglia ca și carer, atunci cred că știți lucrurile acestea, că nu am voie să filmez și să dau detalii despre rezidenții. O să vă arăt cam cum mă pregătesc eu pentru o zi de muncă și totodată ce fac după o zi de muncă. Sper să vă placă videoclipul meu și dacă vă place să-mi spuneți ca să știu dacă mai fac sau nu. Mi-au spus mai multe persoane că nu prea le plac videoclipurile acestea statice, videoclipurile în care doar stai într-un loc și vorbești despre ceva, pentru că este destul de plictisitor și e adevărat. Pentru unele persoane chiar poate să fie plictisitor. Pentru mine nu e, pentru că îmi place să mă uit la videoclipuri de genul în care este informație bună pe care pot să o asimilez. O persoană pe care o apreciez care face lucrul ăsta, adică vorbește mult și face videoclipuri destul de multe statice, este Andreea Balaban, cred că o știți, cel puțin fetele de la mine de pe Facebook. Este un creator de conținut foarte fain și îmi place, adică pentru mine ea a devenit un model, dacă pot să spun așa, și
i-am dă putere ca să merg mai departe. Deci da, am lungit de la ideea pe care aveam să o zic. O să încerc să fac videoclipuri un pic mai diferite, să nu mai fie numai de asta statice. Sper să-mi iasă. Nu stau într-un loc foarte wow, nu știu ce să vă arăt, însă o să încerc să găsesc subiecte interesante și să vă arăt și alte chestii, nu numai să stau în fața camerei și să vorbesc. Nu știu cum vi se pare machiajul ăsta, însă eu sunt la început și m-am uitat la multe tutoriale, însă nu știu să mă machiez foarte bine. Încerc și eu doar pentru cameră, în rest nu mă machiez deloc, nu-mi place să pun mâna așa pe față, să o simt unsuroasă sau cleioasă, așa cum e acum, că îmi strălucește fața peste tot. Nu știu dacă m-am dat bine, sper că fetele care știu să macheze n-o să râdă prea mult și sper că n-arăt chiar ca un clov, însă încerc și eu, după cum am spus. Ok, vă las, mă pun și eu să mănânc, să vă las în continuare să vă uitați la ce-am filmat. Viața. Mă duc și eu la muncă. V-am să vă arăt locul ăsta, că nu știu dacă îl vedeți. Îmi place foarte mult. Este un pom din ăla fain. Nu cred că se vede. Un pom din ăla fain care are niște flori de alea curcătoare ca de salcie. Super drăguț și am zis că o să-mi fac odată curajul să mă duc acolo să-mi fac o poză. Abia m-am trezit și aseară am dormit destul de târziu. Da, vreau să vă arăt un pic împrejurimile. Aici este un ceas super fain. Imediat o să trec pe lângă el. Îmi place că lucrez dimineața, că trece repede timpul. Uite, ăsta e ceasul. Super drăguț. Și am și multe de făcut și trece super repede. Mai ales vinerea. Vinerea trece chiar foarte repede. Nici bine nu m-am dus, am ajutat câțiva rezidenți să se trezească și le servim micul dejun și după aia avem pauza deja. Deci super fain. Trec pe roșu, după cum se vede. Aici n-ai treabă cât e a poliție, nimic. Da. Asta este boneta mea, sau nu știu cum se spune. Bentița pe care o port când, ca să-mi țină baby hair ăsta departe, că mă încurc. Da, cred că o să mai vorbim în pauză. Dar atunci v-am lăsat fața mea asta de vai de capul ei. Ok. Am ieșit și-o în pauză și am mâncat. Am uitat să filmez. Mi-am făcut două sandwich-uri și m-am gândit abia acum să le fi filmat. Dar e ok. Da, pauza noastră este de 20 de minute. Asta este pauza de ceai. 20 de minute au nevoie ca să beau un ceai. Aș filma mai multe, dar nu pot și sunt și camere de luat vederi pe aici, așa că nu am nevoie de probleme. Voiam doar să vă arăt un pic fața mea cu mască. Cam așa arăt. Da. Și împrejurul meu un pic pe aici. Foarte fain. Nu pot să vă arăt prea multe.
abia am ieșit și eu de la muncă. Mi-am desfăcut părul și acum e tot creț. Și o iau prin pădure. Este o mică pădurice pe aici. Îmi place așa mult să merg și dimineața și la prânz după ce ies de la muncă. Sau seara, că se întâmplă să ies și seara. Da. Este plină de bălării, dar e fain că este umbră într-un loc. Este lac unde sunt și rățuștele și îmi place. E relaxant. Mi-a venit și mie un colet ce așteptam eu de la Amazon. Nu știu să-l deschid. I'm really excited. Faci prea multe vizionări dacă o faci pe ei. Soțul aici, aici cu treaba lui, iar eu o să filmez. Dita mai... De mult am ajuns și acasă de la muncă. Soțul meu e în cameră și vorbește, se joacă, așa că nu pot să filmez acolo. Și m-am gândit să ies pe hol aici, pentru că ia uite ce am aici în spate. Îmi plac foarte mult chestiile astea și este și un geam. Nu știu că puteți să-l vedeți prea bine. Unde intră lumină super fain și îmi place foarte mult. Da. Asta voiam să zic, am venit de la muncă, sunt super obosită. Nu știu dacă vedeți, dar am o față groaznică. Am niște cearcăne. Da, mă duc și o să mă spăl. Eu sunt super obosită. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine azi, dar am fost super obosită și am și ochii super roșii. Da, cam atâta.
Am ajuns și la finalul acestui videoclip, acestui daily vlog, în care v-am arătat cam ce fac eu într-o zi, cam care este viața unui carer sau cum este viața unui carer. Am filmat în mai multe zile pentru că nu se întâmplă în fiecare zi să fac aceleași lucruri. După cum ați văzut, am și gătit, deci cam asta se întâmplă într-o zi, în mod normal. Ori gătesc, ori merg la cumpărături și pregătesc ceva repede. Nu stau să gătesc foarte mult, pentru că, după cum v-am spus, lucrez și după amiaza și dimineața. În turele când lucrez dimineața, reușesc să gătesc, cum am gătit și acum în videoclip, mai multe feluri de mâncare. Dar când lucrez după amiaza, nu reușesc decât să merg la cumpărături și să pregătesc foarte repede ceva ca să mâncăm seara și pentru a doua zi la muncă. Dacă v-a plăcut acest videoclip, să-mi spuneți în comentarii sau cum vreți voi în privat ca să știu dacă mai fac pe viitor. Mie mi-a plăcut foarte mult să filmez, deși mi-a fost un pic rușine, dacă pot să zic așa, pentru că, după cum am spus, nu am o cameră sau un loc unde stau foarte frumos, gen cum mai vezi la alte fete care sunt bogate și care au tot ce le trebuie. Eu nu am așa ceva deocamdată. Visez și eu ca orice fată, ca orice femeie, să aibă casa ei, să aibă tot ce are nevoie. Dar lucrurile acestea pe parcurs le voi avea. Pentru că nimeni nu cred că s-a născut în bogăție. Pur și simplu ori au moștenit de la părinți, ori au muncit foarte mult ca să obțin acele lucruri. Așa și în cazul meu, cred că cu timpul voi reuși să-mi cumpăr de toate. Și haine și, nu știu, calculator, laptop, aparat mai bun, pian chiar, pentru că am menționat și lucrul acesta în alt videoclip și alte lucruri de care am nevoie. Nu uitați să vă abonați canalului meu și să dați un like acestui videoclip. Știu, spun lucrurile acestea destul de des pentru că mă ajută. Mă ajută ca să cresc și să merg mai departe. Mulțumesc celor care deja au făcut-o, care o vor face și fiți mai îndrăzneți un pic. Încercați să lăsați acolo un comentariu. Știu că mulți îmi scrieți în privat pentru că nu vă place să vadă și altă lume. Cred că cea mai mare plăcere pentru un YouTuber la final de zi, după ce a filmat și și-a muncit și a urcat videoclipul pe YouTube, este partea în care așteaptă comentariile sau în care chiar primește comentarii și răspunde. Așa și pentru mine, partea aceasta în care primesc comentarii și vă răspund îmi face cea mai mare plăcere. Nu tot timpul sunt comentarii drăguțe, dar chiar și așa, nu știu, mie îmi dau putere aceste comentarii de la persoane care nu sunt total de acord cu mine sau cărora nu le place fața mea sau ceea ce zic sau ceea ce fac. Oricum, toate comentariile sunt binevenite, după cum am spus. Pentru început este bun să am o părere, pentru că din fiecare comentariu, din fiecare lucru care mi se spune, eu iau partea bună și încerc să îmbunătățesc. Ok, hai că iar m-am lungit. Deci, cam asta am avut să vă spun acum la final de videoclip. Să aveți o zi frumoasă și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Oh.